Nouă ne pare rău că în perioada de campanie electorală nu am vorbit mai mult despre programul economic al Partidului Național Liberal. Nu suntem în momentul de față, în măsura de a face o propunere de premier. Așteptăm rezultatul consultărilor, așteptăm să vedem ce se întâmplă, dacă partidele își exprimă în mod public interesul de a servi cetățeanul și deci în momentul de față nu avem o propunere de premier, dar dacă va fi să ajungem în situația de a face propunerea de premier, cu siguranță va fi un om integru, cu siguranță va fi un om implicat pentru care să vorbească faptele. Vom urmări ce se întâmplă cu partidele de dreapta, care se clamează a fi de dreapta, vom discuta și vom vedea dacă vom ajunge în acea poziție. Dacă vom ajunge în situația de a propune premier, bineînțeles că domnul Dacian Cioloș va fi prima opțiune, însă în același timp noi suntem oameni realiști și este clar că am ajunge în situația de a propune premier dacă s-ar forma o coaliție de dreapta, deci trebuie să fie o persoană care să poată să strângă partidele de dreapta.